Salut, oameni buni! Bine ați venit la un nou videoclip. Am intrat să descarc 12 role de plasa antigrindină. Acum să vedem dacă o să și ieșim la fel de bine din orașul ăsta de unde am intrat, pentru că e destul de îngust pentru camion. Știu că e puțin nasol din cauza că voi nu vedeți chiar tot ce se întâmplă prin jur, dar în mare sper să vedeți cam ce e pe aici și peisajul, pentru că până la autostradă o să avem un peisaj foarte frumos. Da, încă n-am găsit niciun magazin să pot cumpăra un alt. Deci acolo înainte avem interzis, dar cred că putem să facem stânga, nu? Pentru camion e puțin cam nasol pe aici. Asta este. Hai că e bine. De acolo am venit eu, de unde eu coborât moșul ăla cu mașina. Deci e gara de la oraș. Da. Da, aici trebuie să facem dreapta. Am scăpat, deci nu a fost chiar așa de urât. Nu știam, acolo am observat eu când am intrat că era sens unic, dar nu știam ce se întâmplă cu el și cum trebuie ocolit. Așa. Vedeți, pe aici am intrat eu și am văzut semnul ăla de sens unic și am zis, bă, da. Ciudat că pe mine GPS-ul tot de acolo mă scoate și înapoi. Nu a fost chiar așa de rău. Adică nu a fost rău deloc, ce să spun că a fost rău. Avem noi o încărcare din Italia. La încărcarea aia ai mai multe descărcări pe Franța, pe Spania. Destul de ciudate, pot să le spun așa. Eu acum am avut numai 3 descărcări. Una am făcut-o lângă Montauban. Asta acum suntem între Brive și Limoges. Și mai avem una un pic mai sus de Poitiers către Nantes, pe național. Și aia la fel, se intră fain de pe național până la cooperativa unde trebuie să lăsăm, deci nu e stres. Sunt colegi de-ai mei care spun că ne băgăm și pe câmp cu aceste role și e foarte greu de ajuns, câteodată ne trebuie scortă ca să ajungem până la locul unde trebuie să le descărcăm. Dacă prindem ploaie, e risc să rămânem împotmoliți, dar da, e interesant. Vedem acum. Cursa asta mi se pare destul de ok, adică atâta timp cât orașul nu e foarte, foarte îngust și chiar dacă e îngust, să nu ai multe locuri unde trebuie să virezi stânga-dreapta, pentru că aia contează cel mai mult la camion. Chiar dacă e în curs, merge încet și treci. Dar dacă trebuie să virezi pe lângă case, stânga-dreapta, pe lângă mașini, e nasul, acolo te poți bloca. Dar acum ați văzut, a fost destul de ok. Podul ăla a fost un pic îngust și au trebuit să virăm strâns după el, dar nu e stres. Am avut și descărcări mai rele de atâta. Avem undeva la 20 de kilometri, să zic, până la autostradă. Mai am o descărcare, dar nu cred că pot să ajung astăzi din cauza că mai am 230 de kilometri, e național, nu pot să mergi tare. Mamă, ce m-am speriat, am zis că se termină drumul, zic, ce fac, m-am greșit drumul? L-am văzut pe el așa și știam că eu n-am venit pe așa drum. Mă gândeam, mamă, ce-am făcut? Tare. Da, deci cum spuneam, avem 230 de kilometri până la ultima descărcare. Deja ceasul e... Cât e ceasul? Nu văd acum. Ușor. E bine că n-avem ce marfă să răsturnăm. Așa. Mă uitam la ceas. E 3:40. 240 de kilometri și pe național ne trebuie 3 ore, 4 ore să zici. Aia ar veni 7:30. Plus o pauză de jumate de oră. Nu mai găsim noi la ora aia să ne descarce nimeni. Mâine e sărbătoare pe Franța. Nu știu dacă se lucrează. Mâine e vineri. Acum sâmbătă, dacă ne descarcă, sau luni, habar n-am. Nu știu, să vedem. Să ies la autostradă și să vorbesc cu bossul. Să vedem ce pot ne dă. Aș prefera să zică că mâine și poi mine nu lucrează ea. Ne auzim luni. Ar fi fain, nu? Pentru că cumpărături mi-am făcut. Mâncare avem, bere avem. O parcare liniștită mai trebuie. Eu am venit dinainte, de la giratorul ăsta eu am venit dinainte de prin oraș. Dar bine, eu am venit de către Brive. Acum trebuie să urcăm în sus către Limoges. Așa că o să spun GPS-ul. Și urmăm indicatorul de A20 Limoges. Așa ușor. Vedeți? Eu am venit de acolo dinainte. Da, hai să mergem pe aici. De la Limoges, adică către Limoges. Să vedem cum e drumul. E interesant și pe partea asta la altă. Dar orașul ăsta, sincer, îmi dă deocamdată emoții. E foarte îngust acolo la mijloc. N-ai interzis camioane, dar e foarte îngust orașul. Chiar pe mijlocul lui Antoni. perioada de 45 de minute am fost și până la market, am și, după ce m-am întors, am și mâncat un pic. Dar pot să zic că după vreo 2 ore m-a luat foamea iară și mi-am desfăcut o pungă de chipsuri. Acum mi-a cam sărit foamea iară. Așa că aștept să ies la autostradă. După aceea o să mă opresc la pauză. În 30 de minute mănânc și așa liniștit un pic. Mamă, ce ciudat mi se pare drumul asta. Sper să nu regret că am ales să iau pe aici. Da. Să sperăm. Deci era indicator cu autostradă. De obicei francezii, din ce am observat, atunci când pun indicator cu autostradă, acum o să avem tractorul ăsta în față până la mama lui. Nu putem depăși, că e prea îngust drumul. Nu știu cum să facem. Cred că pe podul ăsta. Era și pe noi. Atunci când pun indicator de autostradă, dacă cumva nu poți să mergi cu camionul sau urmezi indicatorul ăla până la autostradă, atunci pune și semnul de interzis camioane lângă acel indicator, adică pe același indicator, care arată către autostradă, pune și un indicator cu interzis camioanelor, adică să știi că dacă te iei după el nu poți să treci, eu știu, un anumit oraș sau ceva de genul. De foarte multe ori am găsit indicatorul ăla, mai ales în zona de Bilba, nu de Bilbao, de Porto. Da, zona de Porto. Deci Bilbao, nu? Bănuiesc că de undeva vine și ăla. Nu s-a dus ca mine și după aia s-a întors, nu mai putut să treacă mai departe. Clar că de undeva vine. Așa că dăm așa încetuc. Îmi pare nespus de rău că nu pot să pun camera pe cap să filmez ca până acum, că drumul ăsta era bestial, să-l vedeți așa. Adică să-l vedeți ca mine. Să vedeți un pic și în oglins, cum ne încadrăm, să vedeți pe margine mai mult. Să vedeți că drumul ăsta e exact cât camion. În partea stângă văd un pic din lunga albă, în partea dreaptă la fel. Câteodată chiar mă și duc cu roata pe banda albă. Să lăsăm ușor că intrăm în oraș și pe aici mai bun francezii radare. Văd că limita de 70, dar nu mă încurc. Și oricum trebuie să o lăsăm încet, că să vedem unde e indicatorul de A20. Mi-l dă la dreapta cum dă GPS-ul, da. Acum văd că vedeți indicatorul acolo. Deși de aici începe fainul, că drumul ăsta e un pic mai, cum să zic, departamentalele la francezi sunt cam în două feluri. Sunt alea ok, la noi județenele, dar sunt și alea de sate, sunt mult mai înguste decât departamental normal. Pare și mai neîngrijit un pic. Și avem de mers 13 km. Acolo facem stânga, dar facem stânga exact pe intrarea de pe autostradă. Nu-i problema. Deci practic trebuie să ținem drumul ăsta înainte până dăm în autostradă. Deci, uitați ce fain e. Se vede până la 2 km. Se vede tot drept. Foarte fain. Chiar ar fi fain să fac o pauză așa de o seară prin zone de astea. Dacă ați ști ce fain miroase a fân, cum ordea iarba și începe să se usuce, să ardă soarele. Așa de fain miroase și e aerul mult mai curat. Degeaba, se simte că ești la țară, practic. Au, ce casă frumoasă. Singur aici, n-ai treabă cu nimeni. Eu de câte ori am trecut așa prin Franța, pe lângă curți și așa mai departe. Eu n-am văzut niciodată francezi să-și facă de mâncare în curte, un grătar sau ceva. Nimic. Nu știu, oare numai la noi e obiceiul ăsta de a face grătar în curte? Pentru că n-am văzut niciodată. Deci de când umblu și doar mă știți că înainte cu Vilardu am făcut o grămadă de filmări din Franța, când eram cu Manu. Am umblat prin Franța, ce-i drept. Și îmi place foarte mult să părăsesc autostrada, ca să zic așa, din Franța și să mai ies într-un sat la o descărcare, la cumpărături, la... Chiar ai ce să vezi. Foarte tare. ce de făcut. Dar de asta vă spun, vedeți aici mai multe animale sunt și chestii de astea, nu prea vezi culturi decât iarbă ce se mai taie și multe grădini cu vaci. Pe stânga, imediat după curba asta, o să vedeți un lac. Din câte văd pe GPS, este un lac foarte mare, dar posibil că nu o să-l vedem din cauza la pădure. Da, nu cred că-l vedem. De fapt, și numai el, acum fii atent că a secat. Deci e secat, tot a crescut puruieni. Ce ai nasol? Cât de mare era, uite până aici la marginea drumului trebuia să fie un pe stânga. Deci toți boscheții ăștia. Ce urât. Ia uite, aici era și un pic de refugiu, să fie și lacul așa mare, fain. Vai, ce pauză e și aici. Boss. Deci în spatele meu nu-i nimeni. Merg așa de lejer. Să lăsăm încet că aici e o mare denivelare. De fapt un limitator de viteză sau cum să-i spunem, o trecere de pieton ridicată. În asta, dacă intri tare, poți să te oprești pe margine să-ți rearanjezi în cabină. Am pățit-o, deci știu despre ce e vorba. Că mai avem încă una. Deci e limită de 30, dar cu camionul n-ai ce să cauți cu 30. Uite, acum avem 10. Nu știu pe video cât de tare se vede că sărim sau nu. Foarte multe camioane de astea. Uite cum i-a dat fost alb cu penă de asta de cereale sau de ce e. Foarte mult, eu trec pe lângă noi, dacă ați fost atenți. Cred că asta e a 4-a sau a 3-a, nu mai știu. Dar foarte, foarte mult. Tanti cu mască. Să știți că astăzi am fost în market, în Lidl, la Montauban. Și foarte puțină lume avea mască în market. Nici vânzătoarea de la adică vânzătoarea, casiera nu avea mască. Avea un geam, cum s-o pus și în România. Avea un geam de protecție, dar nu aveau măști. Și oamenii în vârstă erau fără măști și mai tineri. Deci plus că în Franța deja a revenit traficul, în mare parte au revenit la normal. Locurile de descărcat, încărcat, deci locurile de muncă și-au reluat activitatea. Totul e aproape normal în Franța. Și în Italia la fel, pentru că și în Italia e foarte mult trafic, mai ales ieri și luni. Am prins foarte mult trafic pe Italia. Toate depozitele și fabricile erau deschise, oamenii lucrau. Numai na, oricum în Franța, eu mi-au mască cu mine la orice birou mă duc, pentru că na, și pentru protecția mea și pentru acelor de acolo. Dar în Italia oricum ți-o trebuie, deci în Italia pot să zic că e obligatorie. Majoritatea locurilor unde încarci sau descarci te întreabă foarte rapid dacă ai mască. În unele cazuri îți trebuie și mănuși. Dar eu zic că e bine așa. Am tot urmărit pe Facebook că din 15 mai, pardon, o să dea drumul și România. Să puteți ieși din casă. Sper să se reia și zborurile către alte țări și din alte țări. Pentru că prin luna iulie, pe la început, aș vrea să vin și eu acasă, dacă merge totul bine și nu va interveni ceva să trebuiască să plec mai repede. În iulie aș vrea să vin, să mă duc acasă. Pentru că la jumatea lui iunie voi avea 2 luni de când sunt plecat. Și să zicem că stau și iulie să-l am. Adică stau și iunie toată luna ca să o am lucrată. După aia în iulie mă duc vreo 2 săptămâni acasă. A, ce să zic? Uite, avem aici un stop. Noi mergem tot înainte și ajungem la autostradă. Ia să-mi spuneți în comentarii cum vi s-a părut drumul. Mie mi s-a părut destul de ok. Chiar foarte mișto. Uite acolo unde e camionul alb. Acolo o să trecem peste autostradă și facem stânga către, adică direcția de Limoges. Uite, alt daf. Bănuiesc că și ăsta are tot benă de cereale în spate. Exact, ceva de genul. Am ieșit la ieșirea 44 și asta a fost 42. Deci am ieșit cu 2 ieșiri mai repede cum ar veni. Hai să vedem dacă ne lasă și pe noi să ne mutăm aici. Păi asta e, dragilor, eu vă mulțumesc pentru vizionare. Sper că v-a plăcut. Iar până data viitoare, v-am salutat.